sunt în drum spre casă. Am lăsat-o pe Petra la școală. Am încercat transportul școlii de dimineață, dar nu, deocamdată nu e ce trebuie, pentru că este extrem de aglomerat și trebuie luată foarte devreme și este un chin incredibil, pentru că Petra stă până la 4:30 la școală și dacă pleacă de acasă la 6:30 este prea mult pentru un copil de 7 ani. Așa că știți povestea mea cu poliția, cu că n-ai unde să staționezi. Dar de ce n-aveam unde să staționez? În fața școlii, pentru că locul de staționare era ocupat de mașina poliției. Și de aceea mi-a dat amendă, pentru că ei au parcat pe locul de staționare unde trebuie să stea părintele când își aduce copilul la școală. Superb! Superb! Dacă mă întrebați ce am făcut, cum am lăsat copilul dimineața la școală, cu unde am staționat, o să râdeți când o să vă spun că zilele acestea am bătut pe la uși, pe la ușile diverselor unități din jurul școlii, să facem o înțelegere cu cineva să ne lase, să mă lase dimineața să staționez un minut, două, trei, mă rog, depinde cât de aproape de școală e, astfel încât să o pot să o las pe Petra. Am reușit deocamdată să fac o înțelegere cu un restaurant care are câteva locuri de parcare și care ele sunt cumva închise, așa sunt marcate și nu poți dimineața să intri pe ele. Dar am făcut o înțelegere și las mașina acolo fix 2 minute, că e foarte aproape de școala Petrei. Sunt vreo 3, 4 sau chiar, nu știu, maxim 5 locuri de parcare la acel restaurant, deci nu știu dacă părinții care au această problemă mai pot încerca să rezolve situația așa. Ideea este că nu doar eu am recurs la această metodă, ci și, cine credeți? Poliția locală, pentru că își lasă mașina tot acolo. Probabil că după ce am semnalat faptul că nu e în regulă să lași mașina pe locul de staționare, deci polițiștii să lase mașina pe locul de staționare, iar părinții practic sunt nevoiți să parcheze în spatele mașinii poliției, astfel încât să fie aproape de trecere de pietoni, și tu să le dai amendă. Păi unde-i dreptatea? Nu-i. Și e frustrant și pe mine m-a marcat foarte mult această nedreptate. Cum să fii așa pe față, nedrept, tu polițist, să-ți parchezi mașina pe locul de staționare unde e un loc limitat, adică locurile sunt limitate la unul singur, practic, unde părintele poate să stea să-și lase copilul un minut și să le dai amenzi părinților care sunt nevoiți să staționeze în spatele tău. Este ceva cumplit. Și îmi pare rău că cei de la restaurant îi lasă pe polițiști. Această situație prin care am trecut, nu mai știu când a fost asta, săptămâna trecută, mă bântuie, m-a traumatizat. Pentru că înseamnă o nedreptate cumplită, da? Și din cauza asta, vă dați seama, trebuie să treacă ceva timp până mă detașez de lucrurile prin care am trecut. Și, na, stă mașina poliției într-o parcare privată ca să dea amenzi părinților care staționează în fața școlii să-și lase copii. Superb, adică ce pot să spun? Foarte bine, bine că îi lasă cei de la restaurant. Eu nu i-aș lăsa, evident. Nu i-aș lăsa. Parcare privată, n-aveți ce căuta aici. Mă rog, asta este viața. Vorba lui Filip. Când e o situație din asta, se uită la mine și zice: Cristina, stai liniștit. Asta e viața. Asta e. Asta e. Și uite, așa trecem și n-avem ce să facem atunci când există abuzuri sau
exces de zel din partea autorităților care ar trebui să ne protejeze, să ne facă viața mai ușoară, să ne ajute. Nu. Ei recurat o fiul de tertipuri ca să dea amenzi. Vreți să vă spun ceva? Mi-e silă. Și cei care au tot dat din gură, bla, 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 ai parcat lângă trecere sau pe trecere de pietoni, oricum, atât de au dezinformat unii, deci mă doare capul. Da, deci toți cei care îți dat din gură la adresa acestui subiect, blamându-mă și strigând, mă rog, prin comentarii sau prin mesaje, să vi se întâmple fix ce mi s-a întâmplat mie, da? Fix. Da? Cu tot, cu toate ingredientele poveștii, da? Să vi se întâmple fix așa. Să văd cum o să vă simțiți. Da, și să se aplice legea. Să se aplice legea într-o situație în care cumva cineva voit creează situația respectivă. Nu-i nimic. Așa să vă ajute Dumnezeu.